Care vestea săptămânii cel puțin este planul lui Dan Voiculescu de a ajunge la Cotroceni, devoalat ieri de către Daniel Constantin, fără să-și dea seama, prin aceea că a spus că Partidul Conservator își dorea șefia Senatului, se vede că de fapt planul era unul mult, mult, mult mai ambițios decât atât. Șefia Senatului urma să-i revină lui Dan Voiculescu și în eventualitatea unei suspendări, acesta vă vine sau nu să credeți, adică Dan Voiculescu, adică Felix Turnătorul, să ajungă președinte interimar. Până vă faceți niște cruci, haideți să vedem declarația lui Daniel Constantin de ieri, care spunea foarte clar că Partidul Conservator avea pregătită șefia Senatului. Pentru a înlătura orice dubiu, am luat decizia prezentării publice a documentului semnat împreună cu domnul Crin Antonescu în martie 2012, care arată negru pe alb că funcția de președinte al Senatului revenea Partidului Conservator. Și nu în anumite condiții, așa cum susținea domnia sa, adică Crin Antonescu. În ciuda acestui angajament politic, am acceptat cedarea funcției către domnul Antonescu pentru a potența candidatura acestuia la funcția supremă în stat, în spiritul parteneriatului din USL. Da. Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator, vrea să-i dea în cap domnului Crin Antonescu cu această declarație, însă ne-a dat tuturor, dezvăluind practic acest plan, foarte multe surse politice de încredere spun că acolo urma să se ajungă, dar din fericire pentru noi nu s-a ajuns acolo, o să vedem multe alte declarații care confirmă acest plan.